Prezintă o soluție de document management integrată cu echipamentul Xerox Color Cube 9303, care folosește o tehnologie de Solid Ink. Autentificarea se face pe bază de card, astfel încât în momentul în care utilizatorul se autentifică, vede persoana autentică logată. În funcție de persoana logată, de exemplu, pentru partea de e-mail, câmpul de e-mail este populat automat cu adresa utilizatorului și poate folosi funcția de admin, astfel încât să-și trimită automat pe e-mail documentul scanat. De asemenea, pe partea de document management, integrarea este făcută cu aplicația de DocuShare, care folosind credențialele utilizatorului se loghează automat, astfel încât în momentul utilizării se știe exact cine ce a făcut. Poți naviga în asemenea o aplicație de genul ăsta, căuta documentul care îl dorești, selecta, vizualiza. Document de 4 mega. Printa. Astfel încât nu mai ai nevoie să te duci la calculator să-ți printezi documentul. De asemenea, poți încărca documente noi. Se introduce tipul de document, numele documentului, se setează proprietățile, culori, rezoluție, pe care se introduce documentul. Scanează. Astfel, acum se poate urmări documentul introdus. Puteți să-l vedeți aici. Exact documentul scanat. De asemenea, pot să-l mai printez tot de aici. Și un lucru foarte important. Documentul a fost încărcat cu utilizator, nu numele utilizatorului care a fost autentificat. Mai mult, pe partea de scanare, o aplicație care se integrează de asemenea cu sistemul de carduri, astfel încât utilizatorul logat este de asemenea preluat de către aplicație, după cum vedeți. Și în funcție de profil poți să selectezi un anumit workflow, astfel încât, de exemplu, pentru case files, un birou de avocatură, poți să pun pe document, în colțul de sus, un număr unic. De exemplu, în momentul în care se scanează, pauza acum, că durează, am dat acum un document de 5 mega și până îl printează pe ăsta durează. Deci facem cut aici și să scot că trebuie să... pe documentul ăsta. Documentul ăla a fost.
cel mai mare. E primul document, documentul care a fost scanat și documentul care a fost scanat și pe care a fost introdus câmpul, astfel încât după ce îi scanezi documentul, ți-l și imprimă și îți introduce câmpul dorit. Astfel încât documentul, dacă umblă prin organizație, știi oricând să-l identifici. După care urmează partea de workflow-uri cu separatoare. Astfel. În momentul în care avem, de exemplu, facturi, coduri de bare, apăsăm partea de procesare, le scanăm. Toate documentele o să le regăsim în partea de document management. În partea de logistics, POTS. Și în data de 6, folderul e făcut pe dată, vom găsi cele 4 documente. Și au fost separate în funcție de acest separator, care reprezintă shipping label. Astfel încât, de exemplu, dacă selectăm un document și îl printăm, exact documentul pe care l-am scanat. Iar echipamentul, ca și tehnologie, folosește Solid Ink. Ușor de folosit. Poți să-l introduci aici. Decât dacă ești foarte puternic. Nici aici. Nici aici. Singurul mod e aici. Este singurul consumabil pe care îl are acest echipament. Iar ca și utilizare, ghidaje luminate, astfel încât în momentul în care apare vreun blocaj poți vedea orice. Și are un singur consumabil care se schimbă la 300.000 de imprimări. Hmm.